Bună ziua, dragi prieteni, am revenit la roiul N8. De fapt, este o familie, bunicică. Anul trecut a fost un roi tras undeva prin iunie. Și, cum am spus, iernarea în forma clopot. Cutia este de 12 rame, 6 rame în cuib, diafragmă și 2 rame după diafragmă, cu distanță între ele, în așa fel încât să nu păcălească. Acum mă ajută ca operator prietenul meu, Vasile. Și de asta pot să reapar și eu în filmuleț, chiar Vasile, fă un cadru și cu mine, ca să nu zică că vorbim lucruri străine. Am venit în el să vedem cum iernează, a foarte bine apropolizat, deci un pic de condens efectiv. Și voi trage frumos, au consumat turtele energetice, turta de zahăr, scuturăm frumos albina ca să, așa cum spunea și domnul Dan Puișoru, orice albină este foarte importantă în colonie, în familie. Nu omorâm albinele, le respectăm, sunt ființe gingașe, sunt fetele noastre hărnicuțe. Așa, vom colecta după aceea. Ca și detaliu, cele 6 rame, perfect, cuibul este pus în partea aceasta preponderent în față. Ca mic detaliu, dacă Vasile o să reușească în interior să vadă cele 2 orificii de aerisire în partea aceasta și alte 2, plus urdinișu, are ca rol de a putea favoriza efectul de clopot, ventilația și aerisirea să fie în pod, în fundație sau mai popular în fundul stupului. Ok, Vasile, hai să luăm. Acesta este, a iernat bine, până în momentul de față au trecut pe capricii, cum am stabilit, aplic o turtă de 0,8 proteică, în așa fel încât să echilibreze poziționarea pe cuib. Etanșăm la loc în același format tip clopot. Da? Folosesc viarele cu rolul de a prelua din condensul care se întâmplă de data aceasta nu în interiorul stupului, ci uneori deasupra, fiindcă este contrastul de temperatură. Diafragma de podișorul de pastorală, rama cusită de pastorală. Da? Fișa cu detaliile despre numărul de rame, fișa stupului. O fișă provizorie, nu cea standard, fiindcă cea standard de lucru în fiecare dată, fișa zilnică de lucru. Așa, păturica care vine amplasată peste sita aceasta, peste podișor. Așa, un mic carton care are rol ca și combustibil pentru a prinde afumătorul. Cum specifica și domnul Dan, în cazul ventilației în pastorală sau tip horn, sunt importante fanta de aerisire. Pentru tipul de iernare, tip clopot, care l-am adoptat-o în acesta, nu ne ajută. Nu ne ajută, fiindcă ventilația se face pe fundul stupului. Amplasăm frumos. N8 a iertat foarte bine. N8 anul acesta va fi pus în evaluare vis-a-vis de producție, de miere, de ceară, de polen. Nu va rămâne în cutia aceasta, va fi transvazat din cutia aceasta de iernare într-o cutie special făcută cu colector de polen în fundul cutiei. Modelul este inspirat după Neagica Romanescu de la Sadu. În ultimul an